Închetura. Ce se întâmplă? Cu două capete. E toată, toată! Băi, băi, oameni buni, băi, băi, oameni buni, sunt eu nebun? Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem din nou pe Granny. Vedeți unde arăt eu cu mouse-ul aici, se numește Recaptured, deoarece este un update fan-made făcut de Butterstan Cakes, o fată care lucrează la jocul ăsta foarte, foarte mult. Nu uitați să apăsați un buton de like, 1000 de like-uri și postăm următorul episod. Dacă nu știți de ce n-apare următorul episod, vă uitați la like-uri și vedeți că nu s-au făcut. Iar nu prea am strâns like-urile, deși o postez aici gratis. Nu se strâng nici măcar like-uri și nici măcar views. Nu știu ce să zic despre această chestie și vă ofer episod unic în România. Nu mai vedeți așa ceva în România, vă garantez. Modul imposibil. Cu Slendrina, mi-a zis cineva, joacă fără Slendrina. Am jucat fără Slendrina, l-am trecut. Deci jocul este foarte easy fără Slendrina. Și vreau să-mi lăsați în comentarii challenge-uri ce pot să le fac pe Impossible. De exemplu, challenge-uri de la voi nebune, ce pot să le fac? De exemplu, du ursulețul la Slendrina. Dar nu același challenge pe care îl zic eu. Și oricum ăsta l-am mai făcut. Îmi spuneți voi ce challenge-uri credeți că ar fi mișto. Așa că haide să-i dăm drumul. A, cineva joacă cu flashlight. Uite cât de negru se vede cu flashlight și oamenii nu o să se mai uite la video, o să fie mult prea întuneric. Așa că îl lăsăm așa, datorită condițiilor vizuale. Oricum flashlight-ul nu face nimic. Și hai să-i dăm drumul. Hai să-i dăm drumul, vom ajusta sunetul în funcție de joc. Hai să vedem, ziua 1. Cineva mi-a zis să las jocul mai tare. Parola de astăzi este F7. F7. Hai să vedem, hai să vedem. Începem prima rundă de greni. Oricum sunt foarte ager mingea. Mintea mă duce foarte bine. Wow, a mers pe loc acolo. Oare de ce mă întreb? Bunicul vine din grădină. Luăm asta. O aruncăm acolo. Închidem. Așteptăm să plece acolo. Bun. Ia o să vin aici. Dăm așa, mergem pe partea asta. Avem mintea, codul acolo. Plec la 4 dimineața. Nici nu mi-a dat mustața. Bă, pare o ieșire pe ușa asta. Așteptăm. Bineînțeles că greana a pus capcană. Îl aud pe bunicul, ceea ce nu o să-i dau ocazia. Să vedem ce bug mi se mai întâmplă aici. Sunt tare curios ce se mai întâmplă astăzi. Hai să plecăm. Mamă, ok. Dacă eu deschid și dulapul și deschid și aici și, și intru aici, sunt bun. Sunt bun. N-ai ce zice. Am folosit codul. Am deschis și dulapul și am deschis și cuptorul. Ce vrei mai mult de atâta de la mine? Ce vrei? Sunt doar un simplu om și eu. Nu se poate, din păcate, să fac mai multe de atâta. Ne uităm pe aici. Ne uităm. Vedem o baterie. Văd că acum am dat iteme de la... A pus capcană și cred că se întoarce. Acum am dat iteme de la... De la mașină. Hai să vedem pe aici. O cărticică, ceva, nimic. Întotdeauna vaze aici. Nu m-ar mira să fie iar aici. Deci nu este. Este ori e posibil să fie în pod, ori sub scară. Uite cartea. Uite, mama, mai parcă mai jucara anul ăsta. Slendrina o să mai mă sperie. Deci o să fiu pe fază aici. O să punem ăla acolo. Luăm cărticica. O aruncăm și pasta. Bun. Avem multe iteme. Dacă nu ne omoară Slendrina aiurea total, o să trecem jocul. Plus că avem scrisoarea asta pierdută.
Sau e scrisoarea a treia asta, băieți? Spuneți în comentarii. Bă, dă-i bă așa cu ea. Cât, a venit greana. Și acum urmează show. Urmează show-ul suprem, cotobârțat. Așa se numește, cotobârță 2. Bă, băi, să zic ce tocmai s-a întâmplat. Bă, jocul ăsta nu ezită să mă uimească zi de zi. Bunicu a dat cu ușa în item. Item-ul a făcut sunet și Granny s-a oprit la ușă. Și nici măcar n-a intrat. Băi, jocul ăsta nu încetează să mă uimească niciodată. Nu știu, bă, e cel mai dinamic joc. Jocul e static, nu e online, nu e nimic. Bă, dar se întâmplă lucruri dinamice pe el. Am văzut bunicul. Și uite așa mi-a stricat două zile aiurea. Și eram bine de tot. Totul ne mergea bine. Aveam cartea, aveam manivela aia, aveam codul la ușă, aveam tot. Eu mai jucăm pe asta, îl jucăm până la final. Oricum este ranul meu de încălzire și poate cine știe am un noroc suprem. Nu știu cum a văzut bunicul, acum e mlaștină. Nu știu cum a văzut bunicul. Ok, hai că am făcut niște gălăgie aiurea. Și nu știu ce am încercat, am vrut să iau pușca. Avem cocean. Ia, ce armă? Nu. Sunt prea multe deja, băieți. Ce a căzut? A căzut manivela. Bun. Încercăm așa. Închidem. Ar trebui să mergem cu ciocanul one shot. Nu știm unde e bunicul, dar mergem la noroc. Oh my god! O milisecundă, atâta, un milimetru, un centilitru, un... Wow! Bă, eu trăiesc la maxim jocul ăsta, bă. Băi, un centilitru, mă, până intram acolo. Era gata, era Dan Diddly-Doo bunicul. Era Don. Mai avem două zile, le mai încercăm și păstea. Am făcut o lată în ultimele 3 minute. Am stricat tot. De la A la Z am stricat tot. Nici măcar n-am dus cartea. Ia uite pe bunicul. Wow, cât de tare! Dacă nu dați asta la prietenii voștri și arătați momentul ăsta, m-a văzut bunicul. Am intrat pe geam. A venit bunicul sumasă. Unde a pus capcana? M-a văzut iar. Bun! Oiu! Mamă, ce mă distrez pe Granny. N-ai idee cât mă distrez pe jocul ăsta. Băieți, dropați un like acolo. Nu aveți cum să nu vă placă așa ceva. Epic. Marius Epic. Mă mir, acum nu mai cade ăla. Asta era ultima. Dar voi vedeți că Slendrina în acest moment nu prea mai reacționează? Adică înainte era mult mai agresivă și acum nu mai reacționează. Hai mă! Alu! Hai mă, ce n-ai, bă, dăm aici cu ea și gata. Să nu ne dea un capac motor ceva ca să ne ruineze ranul.
dropat capcană. Băi! Trebuie să stai chiar acolo. Vedeți ce greu e când luați manivela pe aici? Nu trebuie luată pe acolo, trebuie luată pe geam. O, dar chiar nu vrei să treci până ăsta? Plec la 4 dimineața. Și pe grenii o apucă greața. Eu cred că aude greana acolo. Cred că a auzit grenăleana acolo. Ei, bă, dar mă enervează scrisoarea asta. În ce parte trebuie să dau ca să încapă pe aici? Bă, a avut un bunic mergând pe aici. Da, uitați. Bă, domnul Nelu. Era cleștele. Bă, e bun cleștele, să știi. E bun ranul ăsta. Mai am puțin și termin acolo, bă. Acum nu se mai aude aici, a? Alo! Adă-o încolo. Adă-o încolo. Și aici nu încape, nu? Bă! Gata. Trebuie să iau cuceanul, să mă duc one shot cu el. În pod. Mamă, unde a pus capcana? Ui, e un roz, da, aici. Fac pe nebunul. Ui, e un roz, da. Continuăm. Continuăm, că-mi place ranul ăsta. Nu, no, cred că... Na, dar trebuie să joc impecabil și Slendrina să nu mai vină niciodată. Ca să trec ranul ăsta. Și cred că asta nu este posibil. A mergem cu ăsta, că-mi plăcut prea mult ranul ăsta. Avem de cărat aici, nu glumă. Ei, mai dăm drumul la unul. Îi mai dăm drumul la 1. Îi mai dăm drumul la 1, așa, băieți, din dragoste. Din dragoste și pozitivitate. Mai dăm drumul la 1. Preg la 4 dimineața. Pe grenie o apucă greața. Nu știu, era o melodie așa pe TikTok și nu mai aduc aminte, continuare. E mai bine așa, fără bunici. Nici, fără așa, fără aici. Uuu, cleștelanii? Cleștelanii! Da, știu ce fac. Cleștele ăsta trebuie dus sus. Nu te duci în pod, atâta trebuie. S-a dus în pod. Exact unde nu trebuia să ducă. Nu știu dacă mai am timp să fac toate astea. Eram sigur, mă. Eram sigur, mă. Bă, și eram bine, mă. Eram bine, bă. Bun, oricum nu e tragic așa, o zi nu contează mai deloc. Când ajungem la ziua 3 sau ziua 4, deja apare frica. Mamă, e la baie bunicul. E la
Toaletă, toaletă, toaletă. Hai să încercăm să facem ceva pe aici, să vedem dacă e ceva accesibil. Toaletă. Alo? Nu știu dacă aș pleca acum pe aici. Dar vine bunicul acum. Toaletă! Cât de rapid sunt, mă! Toaletă! Asta e parola, băieți! Ura! 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 Granny! Suntem slabi! Așa trebuie să zici. Nu pune capcană. Ai pus acolo pe perata. Pe perata. Să vezi cum mă ia pe mine, să grijuiește și mă ia. Grană! Grană! Eram sigur că asta se întâmplă. Dar nu mă prinde. Mega bug! Ce s-a întâmplat? Am descoperit un nou bug. Toaletă. Toaletă. O să pune capcana acolo. Și am plecat. De ce am sărit pe acolo, pe partea aia? Poți să-mi spui și mie de ce am luat decizia să sar pe partea aia? Poți să-mi spui și mie acest fapt? Doamne, deci dacă luam altă decizie era mult mai bun. Oricum nu era ranul așa bun. Cu siguranță o să avem alt ran mai bun. Bunicul e în grădină. La milotină. E prima oară că nu ne dă item aici. Telecomanda e acolo. Și m-am încadrat la fix. Problema e că acum puteam să plec, liniștit, dar vine bunicul. Stați puțin că ranul ăsta s-ar putea să fie perfect. Vreau să deschidem ușa aici să vedem dacă pleacă în pod. Uf, regele, mă! Regele lor, mă! Și Flick of the Wrist, mă! Și cu Flick of the Wrist! Cu ghetura! Uleu! Uleu! Bă, ce se întâmplă? Cu două capete! E tata, tata! Ranul ăsta ar trebui să fie norocos. Slendrin apare, Slendrin apare, Slendrin apare pe aici. Slendrin apare, am mai pățit asta de multe ori. Am mai pățit de multe ori cu Slendrine. Eram sigur, mă, eram sigur, mă, că încearcă să ruineze ranul. Mai apare odată? M-a văzut, bă. Numai că nu are ce să facă, că sunt prea șmecher. Prea inteligent, cu tot cu scripturile lui, cu tot. Mamă, ce bug am făcut acolo. Ce bug instituțional, așa se numește. E gata, bă, dar numai la limită merg. Numai la limită merg.
Am joc cu focul. Asta e bun, să umituim pe Granny să vină în partea aia. În rest, nu ne folosește la nimic. Eu nu știu unde sunt itemele. Nu știu unde sunt iteme, nu am văzut iteme. Probabil sub pământ. Hai să vedem ce e aici. Cheia roșie, vă, ne ajută. Mic. Nimic, nimic și nimic. Trebuie să găsim... o metodă în care să scăpăm de aici. Nu pui capcan aici. Mă mir că nu m-a văzut bunicul. Te duci în podomul meu. N-am nicio șansă să mă duc acolo, deci mergem aici. Zero șanse. Zero șanse, seniorita. Seniorina. Spală-și tu o vasă, Granny. M-am uitat să văd dacă e ceva, vreun item pe acolo. Nu s-a detectat nimic aici. Ok! Vezi că avem multe iteme pentru mașină. Stingem muzica asta, știți că nu-mi place și nu vreau să o aud. Nu auzi nimic, nu auzi pași, nu auzi nimic. Pare că reușim, pare că reușim. Număr ceva pe aici? Nu. Pe aici era număr iar. Aici e. Aici e beleaua mare. Poate să fie 1, poate să fie 2. Eu nu am văzut nicăieri numărul. Ai, ai, ai. Bă, și-am stricat ziua iurea, dar nu vă faceți probleme, suntem bine. Încă o chestie, trebuie să dăm clear la toaletă. Să nu fie nicio chestie acolo, că s-ar putea să fie chestie acolo care m-ar putea ajuta. Bun. Măcar am aflat numărul pe care nu l-am văzut nicăieri. Absolut nimic. Absolut nimic. Degeabistă toaleta asta. Degeabistă. Ar trebui să plece Granny, că ăla a urcat în pod. Sau nu știu pe unde s-a dus. Hai că mă vede bunicul. Ai, dacă asta nu e... Aaaa, era muzica off. Dacă asta nu e ceva wow, atunci nu știu ce e ceva wow în jocul ăsta. Să treci până spatele lui Granny, imposibil. Cât tupeu să ai în creier. Cât tupeu să ai în creier aici. Cât tupeu. Prea mare tupeu. Nu găsesc iteme.
Regele, mă, mai oprești și muzica. Mai oprești și muzica. Cât tupeu să am. Scuzați-mă pentru tupeu ăsta. Scuzați-mă și pe mine pentru tupeu. Prea mare tupeu pe mine. Sunt prea tupeist. Ai, ai, ai. Bun, a plecat și în partea care trebuie. Urcă și pe partea aia. Nu se poate pe aici. Item aici. Eram sigur 100% că e item aici. Că se întoarce. Ce-i asta? What? Băi, de ce era carnea aia acolo? De ce era carnea acolo? Mama, am pierdut aiurea de tot. Eram sigur că Slendrina poate interveni total. Aiurea. Hai că vine ăla din grădină. Dacă s-aude ușa acum, nu încadrez. Trebuie să aud acum ușa. Le-am luat ursul. Fii atent, ei sunt înaintea mea aici, ia să vedem. Sunt înaintea mea la geam aici. Bă, dă-o încolo, bă! Eu nu înțe... A, cred că aici vin ei, mă. Și femeia asta? Și asta. Toată lumea e. Mamă, unde a pus? Nu cred, nu sunt sigur. Oricum trebuia să transport acest capac motor. De ce te întorci? Oriunde, dar nu aici. Prea deștept pentru ea. I-a luat o minte a razna. Eu ia mintea razna cât de deștept pot să fiu. Playhouse key, ce-i aici? Trebuie să ascultăm aici cu urechea. Uuu, e acolo. Că luăm și asta. Pă, poate chiar nu se trece. Unde am aruncat pepper meu aici? Bă, ne-am descurcat bine ranul ăsta și văd că e din ce în ce mai bine. Capac motor, avem și cheia. Diem noi aici. Granny spală vasa. Cheia asta trebuie aici. Sperăm că nu s-aude. Bine, perfect, nu s-a auzit. Avem și benzina, bă! Ne mai trebuie bujia. S-ar putea să fie în pepen. Bine că nu s-aude acolo. Și acum facem și herezada.
Și suntem bine. Aproape că era să fac un bug acolo urât de tot. Codul nu l-am pus. Dar văd că lucrez la mașină. Ce cod visez? Eu lucrez la mașină. Uuuu, este bun! Stai puțin că în ce mai bine o ducem. E bine că m-ai văzut. Dacă ai și viteza plus capcană. Hai, prinde-mă. Prinde-mă dacă poți. Dacă ești bun. Fii atent. O, ce se întâmplă de merge non-stop? N-are loc de greni. Fii atent că-l trec. Granny, la ce o strigi? La ce o strigi? Cred că pot să ridic poarta. Nu știu sigur dacă trebuie să dau și ceva la țava aia. Sau ce ăsta, metalul ăsta. E gata! Mai trebuie bujia și cheia mașină. Bujia și cheia mașină ne mai trebuie. Bujia. Cheia mașină. S-ar putea, mamă, să nu fie la Slendrina. Dacă e la Slendrina, m-a terminat. Mamă, ce mi-a făcut aici. Trebuie să... Dar nu am cheia, păi, Angel! Altă nebunie! Păi stai că îmi lipsesc multe iteme mie. Mă bucurai degeaba. M-am bucurat degeaba. Unde am aruncat, mă? Păi de ce nu s-a auzit, mă? Wow, e Slendrina aici. Este Slendrina aici. A, bine că a dispărut. Ceva nu e în regulă, băieți. Ar fi bine ca acolo... Ar fi... Muzica e, văd că nu mă urmărește creana. Deci cheia asta o folosim la toaletă acolo. Și ar trebui să ne dea ceva, bujia. Deja am făcut zgomot aiurea. Uf, cheia arma acolo! Uite, nu mai am timp. Lăsăm pe Granny să se ducă acolo, unde s-a auzit sunetul. Cheia armă! Băi, du-te, bă, că merge prea bine. Merge prea bine, băieți. Mult prea bine merge. Mai trebuie doar bujia și cheia mașină. Doar bujia și cheia mașină și am trecut cu tot cu Slendrina. Ce l-aud pe bunicul foarte aproape? Nu știu. Până te se întâmplă asta. Păi asta era trecut, băieți. Nu exista Slendrina, era trecut acest rad. Eu vă garantez. Mamă, cleștele e sus. Cleștele trebuie dus sus.
Împreună cu ciocanul pe care nu l-am. Hai, degeaba am itemele alea. E foarte complicat. O, da, mi-a dat, mă! Mi-a dat prea bine! Bă, cât apropiere am! Bă, cât apropiere am! Până mă omoară Slendina random, până mă omoară Granny random, până mă omoară toți random. Băi, cât de aproape sunt, am deschis ușa, am pus capacul motor, am strâns cu cheia. Bă, cât de aproape pot să fiu și te ruinează jocul ăsta? Wow! Nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred. Du-te, bă, cu cutia asta. Că după aia zici că pică nu știu ce cutia, iurea. Cu două d-astea. Dă-i puțin, că-i rezolvăm atunci. Îi rezolvăm. Întâi trebuie să-l aduc pe bunicul aici. După aia se spawnează greana. Uite că sunt prea rece. Sunt prea rece pentru jocul ăsta. Sunt mult prea rece. Mult prea rece. Sunt prea deștept, mă. De ce am luat șurubelța să deschid aici, nu știu. Trebuia să mă duc cu șurubelnița în pământ și să văd ce e acolo. Să sperăm că se resetă, că bunicul vine pentru asta. Mă mir că nu m-a văzut. Am două șanse să mă duc aici în pământ. E prima. E prima. După aceea trebuie să vin cu șurubelnița înapoi. Mamă, nu am ales bine. O lăsăm așa, în durerea ei. Nu te oprești aici. Bun, cred că am timp să fac tot run-ul ăsta. Bujie. Ese. Mă duc să văd ce e safe, că nu mai am răbdare. Cel mai probabil ciocan ceva. Ai, mamă, ce câta țapa am putut să iau. Câta țapa am putut să iau. Câta țapa am putut să iau, doamnelor și domnilor, ăsta e X-Lay Darașu. Aia e țapă masivă. Nu știu unde mă duceam, trebuie să mă să iau recuperare și șurubelnița. Bujia poate să fie și acolo. În sertar.
Vedeți ce mult contează o zi în care m-a omorât Strendrina? Acum eram bine în viață. Face iar ca atunci? Exact ca atunci. A pus capcană, de-aia stătea acolo. Băi, băi, oameni buni, băi, băi, oameni buni, sunt eu nebun? Eu nu am văzut nicio Slendrina acolo. Băi, oameni buni, băi, spuneți-mi, poate sunt eu nebun? Și am văzut Slendrina, bă, mi-a stricat bunătate de rand, bă. Total aiurea. Total aiurea. Total aiurea. A stricat bunătate de ran, total aiurea, băieți. Total aiurea. Nu mai știu ce să mai zic. M-a terminat de cap. Nu mai știu ce să mai zic. Wow. Următorul. Deja am murit de două ore. Aiurea total. Da, dar... Iar a venit în pod. Iar face aceeași chestie, coboară pe scări și merge acolo. Probabil că trebuie să-mi schimb ruta și să plec sub pământ în garaj, dar nu pot pentru că Granny mă va urmări. Eram sigur. Că vine instant. Vadar! Da, dar nimic. Nimic. N-ai voie să spui dar. Nu există dar în jocul acesta. Nu este absolut nimic în dulap. Nimic. Absolut nimic. Nu îmi spune că e vaza tot aici. Da. Întotdeauna e vaza acolo. Ăsta e un item useless. Asimilăm bunic, bunică. Nici măcar un item. Unde sunt toate itemele că nebunesc pur și simplu? Unde sunt toate itemele că nebunesc pur și simplu? Am. Cel mai rău este să te vadă bunicul, deși n-are nicio șansă să te vadă, el te vede. De carte, am așteptam să fie aici. Eu nu știu sigur dacă am timp. Da. Vă explic mai târziu. De ce am pus cartea acolo? O să vedeți că nu mai pune capcana acolo. Problema e aici. Colțul acesta, îl vedeți? Hai mă, dă-i! Unde a pus mă capcana? Wow, unde a pus capcana? Ura! 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 Ura!
Am căutat acolo, nu o să plec fără să caut acolo. Ura! Pentru Tendrina! Ura! N-am făcut nici măcar o greșeală! Ura! Ura! Totul este perfect! Perfect! Aradine! Ura! E în grădină, bunicu. La milotine e. Bun, am o idee. Am o idee urâtă de tot. Păi vino, bă, aici, să mă vezi. Aici sunt, mă. What? Da. Dacă mă duceam pe partea aia, mă prindea capcana. Dacă mă duceam pe partea alaltă, mă prindea tantileana. Așa că nicio situație nu e bună. O să merg în garaj să vedem ce e pe acolo. Bine că n-aude. Nu cred că aude faza aia. Asta o aude. Dar aude degeaba că n-are ce să facă. Nimic. 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 Uite, acum mi-a dat șansa să mă ferez, vedeți? Milupa milumil. Bă, nu știu neapărat dacă vreau să scap. Hai mă, lasă-mă vrăjeala. Cu mașina. E că e una dintre cele mai grele mașina. Dacă nu cea mai grea scăpare. Nu avem număr. Nu știm ce număr e acolo. Na, na, na. Șansele sunt minime să fac ceva pe ranul ăsta. Bateria am văzut că e acolo. Am început să construiesc la mașină, dar cred că e grele ce vreau eu să fac. Doar bateria o am și motorena. Cam puține, zic eu. Nu, să ne iau capcana aia după scară. Eram sigur că o capcană tot trebuie să o iau. Eram sigur.
Hai, regele. Regele vostru, mă, că-l duce capul prea mult. E foamea lui. Bujie! Bujie! Băi, 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 stai că se îngroașe gluma. Mai avem nevoie de puține iteme la mașină. Armă, nimic, nimic, nimic. Nimic. Deci dacă venim cu o soluție sau găsim mâncarea pasăre, suntem setați, băieți. De că am eu o vagă bănuială, băieți, că lucrurile nu stă așa pe cum par. E că aveam baterie acolo, însă nu o să scap. Pe acolo. Ar fi bine dacă s-ar duce în pod. Bă, lasă-mă, bă, care erau șansele, mă? Bă, ce-am aproape ai toate itemele la mașină? Hai că aproape. Am aproape două iteme la mașină. Băi, care erau, bă, șansele, bă? Băi, nenea, băi. Băi, copiile, măi. În vremea mea nu s-a jucat Granny, s-a aruncat cu piatra pe balt. Băi, copilia, băi. Domn, vii mie cu creiaută-l și pe ăsta, bă, mă, ca să-și la 2 cm în cade mie. Băi, copile, pe vremea noastră s-a aruncat cu piatra. Nu s-a jucat lumea Granny. N-ai ce căuta în Granny, du-te pe baltă și aruncă. Vedeți ce sfaturi îmi dă mie bunicul? Astea sfaturi. Da, exact unde am eu treabă. Ah, s-a dus în grădină, ok. Aici o să fie mare parte din iteme. Da, n-am muzică de-aia. Dar nu ne trebuie nouă muzici. Aici o să fie mare parte din iteme. Eram sigur. Ce să mai zic, bă? Nu mai am, bă, nimic de zis. Din păcate am încercat. Și s-a dovedit a fi un fail, băieți. Nu știu dacă să mai continui. Spuneți-mi voi în comentarii. Mă dau bătut, m-au făcut Granny. M-a făcut Granny.